Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a declarat la summitul UE de la Bratislava că situația Uniunii Europene este critică și că nu are cum să fie rezolvată în urma unui singur summit. Aceasta a mai spus că trebuie găsită o metodă prin care Uniunea Europeană să meargă mai departe după Brexit. Cancelarul german a precizat că nu putem să avem pur și simplu o soluție la problemele Europei în urma unui singur summit. Suntem într-o situație critică. Totodată, Merkel a spus că scopul summitului de la Bratislava este de a găsi noi acțiuni pe care Uniunea Europeană ar fi bine să le urmeze. Ideea nu este pur și simplu să se aștepte o soluție la problemele Europei de la un summit. Suntem într-o situație critică, a declarat Merkel reporterilor. Poziția țării noastre la întâlnirea de la Bratislava este pentru o aprofundare a integrării europene în toate procesele Uniunii Europene. Vrem o aprofundare a integrării europene, vrem ca România să fie mult mai profund integrată în toate procesele Uniunii Europene și credem că o integrare mai profundă este una din soluțiile pentru multiplele crize europene, a declarat președintele României Klaus Iohannis.